În cele ce urmează vom merge la ferma Hermann. O vom cunoaște pe Anca Moga și pe cei doi copii ai ei. Care, fiți atenți, ce credeți că au făcut? Au dat câte un nume fiecarei căprițe din ferma lor și le recunosc, bineînțeles, numai decât. Așadar, este vorba despre o afacere de familie, o fermă, unde carnea, ouăle, laptele și brânza produse acolo sunt foarte apreciate de către brașoveni. Așadar, dragii mei, haideți să cunoaștem povestea fermei Hermann. Ferma Hermann, o fermă de familie. Când a început totul? Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. A început totul acum 9 ani aproape, într-o joacă, când ni s-a născut fetița și ne-am mutat în localitatea Hermann și a fost o provocare să ne producem cât mai multe alimente în propria curte, în propria curte de mâinile noastre. Și ce ați făcut atunci? Ați achiziționat ce? Am luat o căpriță, câteva găinuțe, câteva ouă de prăpeliță pe care le-am pus la incubator și pui au fost o adevărată distracție. De aici a început totul. Următorul an au mai venit niște căprițe. Primii noștri clienți au fost prietenii care ne cunoșteau și la rândul lor au vrut produse de calitate pentru proprii lor copii și v-ați dezvoltat încet. Da. Când a fost primul an în care ați achiziționat un număr mai mare de animale? După cât timp de la acea întâmplare? După 4-5 ani. Tot a venit treptat. Nu am avut bani de investit nici în animale, nici în spații, nici în construcții. Tot ce este aici am construit pe rând. Pe măsura necesităților animalelor, multe am învățat din mers. Ne-am luat prepelițe. Noi am vrut să le creștem la regim de volieră, libere. Am descoperit că zboară, a trebuit să le construim niște cuști, niște adăposturi, la fel și cu căprițele. Pe măsură ce s-au mărit, am vrut să le facem spații cât mai închise, deschise pentru confortul lor. Haideți să vorbim în primul rând despre capre. Ce rasă ați ales inițial și pe ce rasă vreți să mergeți mai departe? Am început cu rasele autohtone, cu Carpatina. Acum suntem într-o ameliorare de rasă. Ne-am cumpărat niște căprițe alpina franceză, vreo 20 de exemplare. Le păstrăm și pe cele carpatine, că sunt membrii familiei și greu putem renunța la ele. Fiecare copilaș are o favorită. Văd că sunt oricum și foarte nezdrăbani pe lângă noi, chiar membrii ai familiei. Da. Aici fiecare are nume. Când vin la mulți, vin într-o anumită ordine, există o ierarhie, o strici pe una, vine aceea la mulți, deci nu... Câte exemplare aveți în acest moment? Acum cam 70 de căprițe. Cum a fost acest an? Pentru că din cauza pandemiei au fost destul de multe restricții, inclusiv cu valorificarea iezilor, mă gândesc, cu valorificarea produselor lactate. Pentru noi a fost bine. Chiar s-a văzut o atenție a consumatorului și s-a îndreptat consumatorul mai mult către produsul local. Deci nouă chiar ne-a mers foarte bine cu toată pandemia asta. Am avut singura problemă a fost că a trebuit să facem livrare aproape zilnice în oraș. În rest, oamenii vin și își ridică produsele de la poarta gospodăriei, laptele proaspăt, ouăle proaspete. Deci noi nu avem niciodată stoc, produsele le vindem cu 2-3 zile înainte. Câți ieduți ați avut în această perioadă, în acest an? Am avut peste 60 de ieduți. Ați valorificat pentru Paște? Ați oprit? Am oprit 14-16 ieduțe din mame valoroase care vor fi în ferma noastră și anii viitori. Și restul ieduților valorificați pentru sacrificat? Da, pentru sacrificat, da. Căprițele sunt mulse de 2 ori pe zi, iar laptele ajunge la cumpărătorii care doresc să mănânce sănătos. Beneficiile laptelui de capră sunt bine cunoscute printre clienții fideli, motiv pentru care Anca îl comercializează în stare proaspătă și prea puțin îl transformă în alt fel de produse lactate.
Valorificați doar laptele sau faceți și specialități din brânză? Mare parte a laptelui se vinde proaspăt, în special copilașii mici. Cu ce preț? 10 lei litru. Ambalat la sticlă de unică folosință. În viitor intenționăm să ambalăm la sticlă de sticlă. Iar brânza de capră nu se caută? Se caută, doar că dacă lăpticul se vinde ca și produs, ne mai rămâne foarte puțin de prelucrat. Tot ce producem, brânză, iaurt, o brânzică proaspătă sau urda, deci totul este doar din laptele produs la noi în fermă. Nu achiziționăm din altă parte. Căprițele noastre sunt sub îndrumarea medicului veterinar, vaccinate, deparazitate. Și cum vă descurcați cu furajarea? Aveți teren? Aveți greu ne ocupăm cu furajarea. Am 7 hectare de teren însămânțate cu lucernă. Din păcate, nu sunt de specialitate și nici nu am utilaje. Lucrez și cu colaboratori, dar și eu personal am un tractorat și eu mă duc să-mi adun sau să-mi întorc lucerna. Nefiind de specialitate, câteodată produsul finit nu e de foarte bună calitate, trebuie să cumpărăm lucernă sau fân toamna și din cauza asta aici suntem deficitari. Ați întâmpinat probleme în ceea ce privește îngrijirea lor, sănătatea lor, poate anumite... Nu. Atâta vreme cât urmăm tratamentele specifice fiecărui anotimp și de parazitările la timp, chiar nu întâmpinăm probleme. Ce faceți cu dejecțiile? Pentru că sunt mulți fermieri care valorifică și au un management al dejecțiilor foarte bine pus la punct. Da, cum am zis, avem 7 hectare de teren, îl ducem pe terenul propriu și se face un îngrășământ natural. Noi nu utilizăm alt fertilizant. În ceea ce privește forța de muncă, cum vă descurcați? S-au dus la 70 de animale, 70 de capre doar, cum ați spus, pentru că mai aveți și prepelițe și găini. Și găini, da. Greu. Aici este cea mai mare problemă, zic eu. Nu găsim să angajăm nu că oameni specializați, oameni pe care să-i specializăm la locul de muncă. Deși am oferit și salariu mai mare, dar dorința de muncă este foarte... Momentan, în gospodăria noastră lucrez doar eu cu părinții mei, care ambii sunt trecuți de 70 de ani. Iar cu mulsul cum vă descurcați? Doar manual? Aveți o stație? Am o mașină de muls, deci mașină automată, da. În aripatele ocupă și ele un loc special în cadrul fermei. Prepelițe, găini, pui de carne, curci, rațe, toate sunt atent îngrijite de membrii familiei. Ouăle și carnea sunt comercializate fie direct de la poarta fermei, fie prin livrare la domiciliu. Iar în ceea ce privește creșterea prepelițelor, ce ne puteți spune? Am vrut să facem o creștere la nivel de volieră, dar prepelița fiind o pasăre jucăușă, din motive de biosecuritate nu se poate face lucrul acesta. Prepelița și ascunde ouțele în fân, în sol, și atunci este o problemă de biosecuritate. Găsește ouă astăzi și de fapt el poate fi vechi. Și atunci s-a adoptat modelul cuștilor, unde cuștile sunt cu podea înclinată și ouăle vin în față, și colectarea fiind sigură și mult mai ușoară. Câte exemplare aveți în acest moment? Până în 2000 de prepelițe. Și aici cum vă descurcați? Cu munca zilnică, cu furajarea lor? Da. Toate furajele noi le producem în fermă, ne achiziționăm toamna cereale de la colaboratori, restul măcinat, amestecat se produce aici. După rețete proprii? După rețete proprii, da. Am dezvoltat în decurs de aproape 10 ani de zile, încet, încet, rețete de furajare pentru fiecare tip de animal. Spuneți-mi aici cum vindeți ouăle la... Caserola de 24 de ouă o vindem cu 10 lei. Rentabil? Rentabil. N-aș putea să spun că aș dori să renunț la una sau una este sustenabilă pentru familie. Toate realizează un tot unitar. Iar în ceea ce privește păsările de curte, găinile, câte aveți? Până în 200 de exemplare, toate sunt crescute în libertate, iarbă, grăunțe,
Aici au pui de carne, de ou. Da, pui de carne și găini specifice de ou. Aici găinile specifice ni le achiziționăm la vârsta de 16 săptămâni și după aceea le creștem libere în curte. Comercializați inclusiv carne sau doar ou? Comercializăm ce dorește clientul. Vine în curte și își alege pasărea, fie pleacă cu ea vie. Dacă dorește să o sacrificăm, o sacrificăm. Aveți clienți, nu știu, lunar, săptămânal? Da, avem clienți săptămânal. Aveți o clientele deja formată? Da, 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 da. Avem clienții casei, ca să spun așa, care efectiv primim mesaje de încurajare și ne mulțumesc că existăm. Prețurile probabil nu sunt ca la supermarketuri, dar întotdeauna când vin ne găsesc în fermă pasionați și meseria asta nu poți face 6-8 ore pe zi și ai plecat acasă lăsând în urmă problemele. Aici trebuie să fii tot timpul. La vară, iarnă, sărbătoare. Da. Căprițele de obicei fată de Crăciun, așa că eu aici am petrec Crăciun. Îmi spuneați că fiecare are și un nume, iar în general copiii pe care i-am și văzut jucându-se cu ele aleg numele. Chiar le recunosc pe toate? Da, le recunosc pe toate și ce e foarte amuzant este că știe fiecare ied al cui este. Deci nu numai că îi știe numele, știe ăla vine din căprița asta, din căprița ailaltă. Deci avem deja a treia generație de, avem bunici, copii și nepoți aici în fermă. Și nu e grea despărțirea? Când trebuie să vindeți ieduții? Da, se face o consiliere mai dinainte și li s-a explicat că nu putem să-i păstrăm pe toți, fiecare își alege un preferat, două, hai, întotdeauna fetițele sunt mai privilegiate, toate scapă, așa. La băieți mai este problema, dar negociem. Zootehnia este un domeniu dificil, iar cei care reușesc să facă lucrurile cu adevărat bine sunt cei care iubesc animalele. Asta o cheamă Paula! Legătura între copiii familiei și animale este una foarte strânsă și chiar putem spune că am văzut la Hărman cele mai fericite căprițe și cei mai fericiți copii. Cum considerați această muncă în agricultură? Aveți o fermă nici foarte mare, nici foarte mică. Iată, cu probleme în ceea ce privește desfășurarea muncilor de zi cu zi. V-ați gândit vreodată să renunțați? Nu. Eu sunt inginer de meserie, am avut și alt job, și pe șantier, și de birou. Mama chiar este frustrată că am terminat o facultate și am ajuns să mulc căprițele. Dar e o chestie pe care o fac cu pasiune. Copiii, din punctul meu de vedere, sunt cei mai fericiți. Băiețelul a învățat să meargă între iezi în picioare. Și la noi este o împământare, ca să spun așa. Vin foarte mulți copii și grădinițele ne sună să vină. Deci organizați diferite zile? Nu prea organizăm, că nu avem timp și întotdeauna când vin copiii trebuie să fie totul ordine, disciplină, să nu existe pericole. Anul acesta chiar nu am primit vizitele grădinițelor și am văzut evoluția unui copil care prima oară când ne intră în curte îi e teamă să pună mâna pe un ieduț sau pe o pisică sau pe un iepure, că ei când pleacă de aici pleacă cu plânsori, că să mai stea, să mai... Comercializați și prin intermediul internetului, vă găsiți clienți, da. Și așa? Da, consider că internetul a avut un foarte mare impact în vânzările mele. Am construit totul pe baza recomandărilor. La noi produsele eu nu am alt moto de vânzare decât că ce dau copiilor mei și vând clienților. Aici nu există un țarc cu găini pentru familie și restul pentru clienți sau ăsta e laptele nostru și laptele clienților. Totul este la comun. La comun și zic eu de cea mai bună ce calitate. Ce faceți pentru dumneavoastră, faceți și pentru alții, exact. Cu alte cuvinte. Da, da. Căprițele rămân doar aici în fermă sau le mergi și la pășunat? Nu, doar stabulație, primați lucernă, fân.
apă și ce am nevoie. Apă și ce au nevoie, exact. Da, da, da. Din păcate nu avem posibilitatea de pășunare, cu toate că ne-ar plăcea. Pășunile sunt tot mai puține și din păcate capra este privită ca un animal inferior. În zona noastră, marea majoritate a crescătorilor sunt de vaci. Așa este. Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți planuri de dezvoltare, dacă considerați că mai există loc să vă dezvoltați cu ceea ce puteți în acest moment și din punct de vedere al spațiului, al forței de muncă? Singura dezvoltare aș vedea să-mi găsesc ajutor în fermă. Să nu mai trebuiască să fac eu așa de multă muncă necalificată, să investesc în poate produse noi și de o calitate superioară. În rest, animalele cred că sunt foarte bine îngrijite și iubite și furajate și aici nu suntem deficitari. Problema este la forța de muncă și la ajutor. Cum am zis, și părinții mei au o vârstă și încerc să le iau cât mai mult din sarcini, dar greu. Noi vă dorim succes mult și să revenim poate și altă dată să le revedem în acțiune. Mulțumim!